Aș ruga să ne ridicăm cu toții și să citim din cuvântul Domnului epistola lui Iuda, începând de la versetul 17 până la versetul 25. Pagina 1204 în Biblie. Dar voi, prea iubiților, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru, Iisus Hristos. Cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori, care vor trăi după poftele lor nelegiuite. Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii care n-au Duhul. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă. Rugați-vă prin Duhul Sfânt. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru, Iisus Hristos, pentru viața veșnică. Mustrați pe cei ce se despart de voi. Căutați să mântuiți pe unii smulgându-i din foc. De alții, iarăși, fie-vă milă cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne. Iar a aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei Lui, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slava, măreția, puterea și stăpânirea, mai înainte de toți vecii și acum și în veci. Amin. Puteți să reocupați locurile și din toată inima zic, Domnul să continue să ne binecuvinteze în după masa aceasta, la părtășia de seară. Așa de frumos până aici am simțit prezența Domnului, așa de frumos până aici Domnul ne-a vorbit, la timpul de rugăciune, împărtășia frățească, chiar și în cântările pe care le-am cântat înaintea Domnului, am simțit prezența Lui și din toată inima dorim și în continuare, atunci când împărtășim cuvântul Lui, să continuăm să stăm în prezența Domnului și Domnul să ne vorbească. Am rămas la textul care era prins în acea programare a noastră interioară a cultului și pentru seara aceasta era pasajul acesta din epistola lui Iuda, învățătura fiind tematic îndreptată înspre părtășia frățească. Și eu aș merge poate puțin doar la un aspect al părtășiei frățești, anume lucruri care pot să denatureze sau lucruri care pot să strice părtășia frățească. Poate că potrivește mesajul acesta și învățătura aceasta chiar și cu evenimentele, circumstanțele prin care trecem, frământări, nelămuriri, confuzii pe care mai mult sau mai puțin unii dintre noi le trăim și nu știm cum să gestionăm neapărat situația aceasta. Aș vrea ca Domnul să ne dea lumină, Domnul să ne dea călăuzire și cât am găduit pentru noi în seara aceasta și cât am cerut noi, toți, de la Domnul să ne vorbească în această seară, cred că Domnul vrea și are puterea, autoritatea de a ne vorbi, sfătui și încuraja în credință. De aceea, fie Domnul lăudat! Această epistolă a lui Iuda apare oarecum în Biblie ca și o continuare a cărții 2 Petru, deoarece tratează cam aceleași subiecte pe care și Petru le tratează, și Ioan le tratează în parte și Apostolul Pavel mai mult în scrisorile pauline, și anume o problemă. Chiar începutul epistolei către Iuda, zice la un moment dat, chiar el însuși, Iuda, aș fi vrut să vă vorbesc, să vă scriu epistolă, scrisoare, în care să vorbesc despre mântuirea noastră. Dar spune, am fost totuși silit, datorită împrejurărilor în care suntem, împrejurărilor prin care trecem, și cu siguranță a Duhului Sfânt, care l-a conștientizat de acest adevăr, să schimb pentru voi scrisoarea. Și am schimbat-o și vom vorbi, zice el, despre credința dată Sfinților odată și pentru totdeauna. Anume, de ce vrea Iuda să vorbească despre această credință și schimbă subiectul mântuirii? Nu că n-ar avea una de-a face cu cealaltă, că doar credința dată Sfinților odată și pentru totdeauna nu face altceva decât să lucreze în noi mântuirea, de obște pentru toți oamenii care cred. Dar a apărut o problemă, și anume, încă din primul secol, în biserica primară, s-au strecurat la început un grup de oameni. Mai mult sau mai puțin, nu știm, dar din istoria scrisorilor pauline, cât și ceea ce spune Petru și Iuda, s-au
răspândit încet, încet în majoritatea bisericilor nou testamentale construite în primul secol, în biserica primară. Și grupul acesta, din punct de vedere teologic, aducea o învățătură nouă, gnosticismul, nu o luăm așa că nu prea o pricepem, laic vorbind, era o învățătură care făcea deosebire între teoria cuvântului lui Dumnezeu, adică ceea ce auziai, ceea ce se citea, ceea ce se predica și practica creștină a vieții de zi cu zi. Cu alte cuvinte, teoria aceasta a gnosticismului suna frumos. Lozinca era frumoasă. Lozinca era, părea duhovnicească. Dar după ce se termina teoria și începea ziua de luni și se continua cu practica de zi cu zi, nu se regăsea în practica vieții de zi cu zi acea teorie. Numită, apare la un moment dat, și ca o formă de evlavie fără putere, această învățătură străină. Sunt mai multe expresii în Noul Testament, în învățătura paulină și în învățătura celorlalți apostoli sau în epistola lui Iuda, care vorbește despre anumite nuanțe ale acestei învățături. Însă, redus doar la puține cuvinte, această învățătură era acea învățătură care reducea doar la o teorie. Viața creștină și nu se regăsea în practica în viața de zi cu zi a credincioșului. Și apare după aceea, în epistola lui Iuda, câteva exemple pe care Iuda le dă, făcând un apel la memoria credincioșilor, mai ales că majoritatea lor, a celor din acea vreme, proveniau din lumea iudaică și continuă, începând de la versetele 3-4 în jos, să facă un apel la istoria lor. Și începe să le vorbească despre ieșirea din Egipt. Începe să le vorbească despre ceea ce s-a întâmplat cu Sodoma și Gomora, reamintindu-le faptul că întotdeauna, să fim atenți, întotdeauna în istorie, Dumnezeu a legat cuvântul Lui de viața de zi cu zi, de caracterul, de moralitatea și de umblarea noastră zilnică. Și începe, de la versetul 4 până spre versetul 16, să prezinte treptat paște în istoria poporului evreu, în care este prezentat cum Dumnezeu a reacționat în momentul în care omul nu a practicat cuvântul lui Dumnezeu în viața lui, nu a pus în practică. Și sunt două mari probleme care, cumulate, devin problema bisericii de ieri și problema bisericii de astăzi. Un lucru foarte interesant, epistola lui Iuda este adresată nu focalizat neapărat unei biserici de atunci, ci este îndreptată spre credincioși. Sigur, scrisă în momentul acela spre credincioșii care erau atunci, dar punându-ne și pe noi alături, ea cuprinde pe toți credincioșii din toate timpurile. Nu este redusă la un timp anume. Ea cuprinde vremea de atunci și chiar și vremurile din urmă sau vremea sfârșitului și este adresată tuturor credincioșilor, indiferent de nuanță. Versetul 17, unde am început noi citirea, începe foarte frumos folosind cuvântul prea iubiților. Și prin acest cuvânt ea se adresează tuturor credincioșilor, acelor care iubesc pe Dumnezeu, acelor care au viața predată lui Dumnezeu. Și problema pe care aceasta o tratează sunt cele două provocări, vă spuneam, și anume, era un grup eretic atunci care pătrunde în interiorul bisericii și prin învățătură eretică, adică prin învățătură falsă, denaturează învățătura de bază a bisericii. Ca aceasta să funcționeze, fiți foarte atenți, este legată de ceea ce este în afară, de pofta ochilor, de duhul lumii de afară, cum îl numește Ioan în epistola lui, și anume învățătura eretică legată de presiunea lumii de afară, care pune presiune pe pofte și pe dorințele noastre, îmbinate împreună, produc o generație nouă de oameni care trăiesc o credință denaturată. Acei oameni care știu cuvântul, dacă îl pui să-ți spune un verset, îl spune. Dacă îl pui să spune Tatăl nostru, știe. Dacă spui să le cite Psalmul 23, îl știe. Dar în viața lui nu se regăsește niciunul din acestea.
pentru că a reușit această formă de Evanghelie fără putere să-i pătrundă viața și să-i transforme în acea formă nouă care devenea un pericol pentru biserica primară. E, dacă în biserica primară aceasta era un pericol fiind un grup care reprezenta această învățătură și începea să facă probleme de-a lungul veacurilor, de-a lungul timpului, dintr-un simplu grup de oameni, această învățătură devine un duh al lumii în care trăim. Ia proporții și an la rândul și generații la rândul, credința creștină are de luptat. Are de luptat cu această teorie, cu această învățătură falsă și secole de-a rândul după aceea, până și în vremurile noastre, regăsim același pericol. Regăsim aceeași atitudine care se poate la un moment dat manifesta și în viața noastră. Și dacă ne uităm ușor și atent în viața noastră, în jurul nostru, fie la noi, fie la alții pe lângă noi, în biserica Domnului, la modul general, nu neapărat în a noastră, în toate bisericile ne putem uita, peste tot există pericolul acesta. Ca să existe o învățătură care sună frumos, dar la urmă se lasă în afară, fără putere. Creștinul respectiv, în viața de zi cu zi, nu-i transformat. Nu are o viață morală, încă minte, încă fură. Nu e un exemplu demn de urmat. Și în vremea aceasta, aceeași erezie poate pătrunde și poate la un moment dat să ia proporții. De ce? Ea întotdeauna îmbină ceea ce îi place din Scriptură cu ceea ce este atractiv din partea lumii. Și îmbinate amândouă împreună devin irezistibile pentru omul tânăr în credință. Să nu uităm, atunci biserica era primară. Ce înseamnă asta? Era la început. Atunci era în expansiune, se dezvolta, era tânără. Și putea să prindă ușor. La noi, am zice, biserica nu e mai tânără, că e de secole. Da, dar în fiecare biserică vine o generație tânără. Rând la rând vine o generație tânără, o generație nouă, care la un moment dat este pusă în fața acestei presiuni și pare atât de atractivă acea Evanghelie care nu-ți cere să te transformi, numai să o teoretizezi, să înveți ceva pe de rost, să știi ceva la nivelul minții, dar apoi în viața de zi cu zi să nu te poată deosebi nimeni de ceilalți. Și aș vrea să vedem care ar fi câteva semnale pe care le arată Iuda aici în epistolă, care, dacă se întâmplă fie în viața noastră, fie în viața celor de lângă noi, dovedește că am luat-o pe drumul acesta al unei învățături străine care nu poate să ducă nici de cum la final spre acea mântuire sau spre acea credință mântuitoare despre care vorbește la un moment dat Iuda. Și primul lucru pe care îl spune Iuda în versetul 5 este despre ceea ce s-a întâmplat cu poporul iudeu. Zice aici, vreau să vă aduc aminte, măcar că știți odată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut. Foarte interesant. Deci face un apel la conștiința lor și le spune Iuda, voi știți istoria noastră, voi știți ce s-a întâmplat cu noi. Dumnezeu ne-a scos din Egipt. Dar după ce ne-o scos din Egipt, dintre cei ce au ieșit din Egipt, și noi știm cu toții istoria, doar doi au intrat în țara promisă. Toți ceilalți, scăpați de Egipt, trecuți prin minunile lui Dumnezeu, nu au intrat în țara promisă. Au pierit în pustie. Ce s-a întâmplat? Apare în versetul 5, în forma aceasta a experienței poporului evrei, o idee, și anume denaturarea credinței. S-a denaturat credința în timpul celor 40 de ani de pustie la cei mai mulți dintre ei. Cum? În primul și în primul rând, credința este denaturată prin obișnuință. Să știți că timpul uneori rezolvă lucruri, dar timpul uneori ne adorme în credință. S-au obișnuit în fiecare zi să fie un stâlp de nor care să-i păjească de arșița soarelui. S-au obișnuit în fiecare noapte să fie un stâlp de foc care să lumineze. Obișnuința aceasta, zi de zi, noapte de noapte, zi de zi, noapte de noapte,
a făcut să devină în viața lor această stare numai o minune a lui Dumnezeu, ci o normalitate. Adică dacă se întâlneau doi iudei la corturile lor în pustie și se uiteau și vedeau norul, ziceau, băi, normal să fie norul, cu noi norul de vreo 20 de ani. Poate cum mai fi încă 20. O devenit o normalitate minunea lui Dumnezeu în viața lor. Să fim atenți. Norul a devenit normal. Stâlpul de foc noaptea a devenit normal. Băi, normal să stăm la stâlpul ăsta de foc. A început să povestească tot felul de lucruri la stâlpul de foc. S-a obișnuit poporul lui Dumnezeu în pustie cu prezența lui Dumnezeu într-un chip minunat în mijlocul lor. Și obișnuința aceasta face în timp, și noi cunoaștem istoria lor, să piardă respectul. Ascultați-mă bine ce vă spun. Să piardă respectul de Dumnezeu. Să piardă acea stare în care să simtă teama de Dumnezeu. Nu mai era teamă, era obișnuit să fie acolo stâlpul. Nu mai era teamă, era obișnuit să fie norul. Nu mai era teamă, era obișnuit ca Dumnezeu să facă minuni. Doamne ferește să nu facă cu noi Dumnezeu minune, că ne supărăm pe El. Că doar e Dumnezeu nostru. Și noi suntem iudeii Lui. Fiți foarte atenți. Obișnuindu-l acesta cu Dumnezeu, obișnuindu-l acesta cu Dumnezeu, devine o rutină. Devine o rutină în viața lor și rutina erodează credința. Erodează credința. La un moment dat devine normal să ai ce să mănânci. La un moment dat devine normal să faci 80 de ani. La un moment dat devine normal să ai loc de muncă. La un moment dat devine normal să câștigi 2000 de euro sau 3000 de euro la locul de muncă. La un moment dat devine normal să-ți poți lua o mașină nouă la fiecare 2 ani. La un moment dat devine normal să-ți mai faci a doua casă. La un moment dat devine normal să-ți mai cumperi o casă, nu știu, de pe malul mării. Devine normal, devine normal, devine normal. Ne obișnuim și uităm de Dătător. S-au obișnuit și s-au început să uite de Dătătorul lor și au căzut în necredință. A doilea lucru care lucră necredința și a lucrat necredința în viața poporului în cei 40 de ani a fost segregarea responsabilității. Ceea ce are să mă ascultați bine. Segregarea responsabilității. Dintr-o dată, în acea rutină, responsabilitatea n-a mai fost asumată de tot poporul, ci responsabilitatea în urma legilor, în urma punerilor în slujbă a marilor preoți. Știți că urmează în pustie toată această lucrare să face de către Dumnezeu. Ei, începe poporul să facă o delimitare. Păi mă, să fie prezent stâlpul de foc sau să nu fie prezent, nu mai e problema mea. Asta e problema lui Moise. Să fie prezent dimineața norul să ne poarte de grijă să nu ne arde soarele. Dar nu-i problema mea, mă. E problema lui Aron. Asta e problema preoților. Păi n-ați auzit că a ales Domnul între noi leviți. Păi ăștia, mă, să se roage să postească. Noi trebuie să mergem să muncim. Noi trebuie să mergem să ne câștigăm pâinea. Și a început să fie segregare în popor. Adică unii se simțeau responsabili să cheme prezența lui Dumnezeu, unii se simțeau responsabili să cheme pe Dumnezeu să vină cu minuni și cu a lui prezență și cu Duh Sfânt în mijlocul adunării poporului și unii ziceau, asta nu-i mai responsabilitatea noastră, asta e responsabilitatea lui Moise, asta e responsabilitatea marelui preot, asta e responsabilitatea lui X, asta e a leviților care trebuie să vină să facă slujbele, nu-i mai a noastră. Și încet, încet, segregând responsabilitatea, cei mai mulți pierd simțul acela al sacrului, al responsabilității că eu sunt responsabil să vină Dumnezeu în mijlocul nostru, a responsabilității că eu trebuie să mă rog pentru familia mea, să coboare Dumnezeu în mijlocul familiei, a responsabilității că eu sunt preotul care trebuie să mă rog cu copiii mei acasă, ca să coboare Dumnezeu în casa noastră. Se duce responsabilitatea aceasta pentru că în mintea mea am împărțit, pentru asta se ocupă păstorul, pentru asta se ocupă cei puși în slujbe, de asta se ocupă cei chemați de Dumnezeu, eu nu sunt chemat de Dumnezeu la asta. Segregând responsabilitatea, cumulând-o împreună cu rutina care ne erodează, care ne face să ne obișnuim, care ne face să fie normal ca Dumnezeu să fie cu noi prezent, ajungem să trăim o credință denaturată. O credință fără putere. O credință cu care ne-am obișnuit. Apatică. O credință în care nu se mai întâmplă nimic. De ce? Pentru că, unu, am abandonat responsabilitatea care ne aparține tuturor, de la cel mai mic până la cel mai mare. Și doi, ne-am obișnuit să fie tot timpul bine. Nu v-ați gândit așa, printre altele, când îngăduie Dumnezeu să vină așa cât e un val peste pământ? Oare nu are Dumnezeu o lecție educativă cu poporul Lui? Oare nu are Dumnezeu și o lecție educativă cu noi, copiii Lui? Trăim într-o generație foarte, foarte binecuvântată din punct de vedere material, să știți. În abundență trăim.
Nu știu, în toată istoria creștinismului să mai fi fost o vreme în care biserica adevărată, nu biserica despre care nu discutăm astăzi, care și-a acumulat averi în anumite timpuri din istorie și-a schimbat creștinismul pe a acumula avere, ci biserica aceea care a fost de multe ori în subteran și nascuns. Nu știu dacă a trăit o vreme în care să-i fi mers din punct de vedere omenește, firește, mai bine ca astăzi. Și poate că prin tot ceea prin ce trecem, Dumnezeu ne trage doar un semnal de alarmă. Să ne întoarcem înapoi la responsabilitate. Să nu uităm că toți pentru unul și unul pentru toți, pentru că învățătura Noului Testament este suntem un trup. Suntem un trup. Și dacă trupul ăsta are un cap, ăla este Iisus Hristos Domnul. Noi toți ceilalți, de la păstori și până la ultimul dintre noi, suntem toți partea trupului și suntem responsabili. Și nu-i normal ca să fie în fiecare zi bine, e o binecuvântare. Și nu-i normal ca să fie ușa deschisă la biserică în fiecare zi, e o binecuvântare. Și nu-i normal să te poți ruga o rugăciune, două, trei în biserică, e o binecuvântare. Și nu-i normal să poți să cânți o cântare sau mai multe în biserică, ci e o binecuvântare. Și nu-i normal să poți să vestești sau să auzi o predică în biserică, e o binecuvântare. Dar cum ajungem noi, datorită rutinei? Dăm note la predici, dăm note la cântări, dăm note la rugăciuni. Desacralizăm. Desacralizăm părtășia prin atitudinea noastră. Ne pierdem valoarea pentru că ne obișnuim cu norul și cu stâlpul de foc. Și responsabilitatea o aruncăm pe alții. Ăia să ducă totul. Nu vreau să fiu rău, nu vreau să fiu neînțeles, dar am folosit exemple pe care Iuda le-a din Vechiul Testament, pe care el ar fi dorit prin ele să înțeleagă cei ce erau credincioși din vremea aceea. Și mă gândesc că Dumnezeu vrea și noi cei din vremea de astăzi. Prin aceste exemple să înțelegem unde suntem, ce putem face și cum putem să mergem până la capăt ducând o credință vie în viața noastră. Și mergem la al doilea punct, și anume ceea ce scrie versetul 6. El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Al doilea lucru pe care îl amintește aici Iuda, pe lângă denaturarea credinței, cea care poate pune părtășia noastră să o transforme în ceva care nu mai se poate numi părtășie, este și această stare de neascultare sau acest duh de răzvrătire. Îngerii care și-au părăsit locul. Vorbește mai departe și continuă despre duhul acesta de răzvrătire, spunând despre acei oameni care ne socotesc, care batjocoresc. Cu alte cuvinte, este acea atitudine în care începe să lipsească autocontrolul, acea atitudine în care începe să lipsească bunul simț, acea atitudine în care începe să lipsească limitele. Și în momentul acela deja poți să tragi un semnal de alarmă cu privință la tine, cu privință la mine, cu privință la oricare dintre noi. Când în viața noastră nu mai sunt limite, când în viața noastră nu mai există autocontrol, când în viața noastră nu mai există și nu, numai da, da, da. Asta nu înseamnă, frați și surori, că trăim în dragoste, să nu vă supărați. Dacă citim pasajul 1 Corinteni 13, dragostea spune de 8 ori nu. Dragostea spune acolo de 8 ori nu. Nu piznuiește, nu, 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 nu. Adică dragostea adevărată are limite care o păzesc, nu care o îngrădesc. Ascultați-mă bine. Dragostea adevărată are limite care o păzesc. Să rămână dragostea adevărată, altfel devine falsă. Altfel nu-i mai acea dragoste pură, curată, ci devine o dragoste murdară, fără valoare. Dacă trece peste limite, dacă trece peste bunul simț, dacă trece și devine abuz în loc de iubire, tandră, nu-i mai dragoste. Chiar dacă unul numește dragoste. Ei, și spune aici Iuda, al doilea punct care denaturează sau poate strica părtășia între noi, este momentul în care noi ne lăsăm duși de duhul acesta de răzvrătire, care până și pe îngeri a reușit să-i facă să cadă de pe poziția lor. Să nu care cumva să credem că aceste pericole care au pândit atunci biserica și mulți au căzut în această capcană a lor, pentru noi, domnule, noi le biruim ușor. Pentru noi trecem ușor peste ele. Oare? Știți că trăim într-o generație în care de vreo 20-30 de ani încoace, omul
este propriul lui Dumnezeu. O generație care face grevă și când e pâinea roșie, și când e pâinea albă, și când e pâinea neagră. O generație care face grevă dacă salariul de la 2000 nu urcă la 2500. O generație care foarte ușor e nemulțumită. O generație care astăzi schimbă un primar cu alt primar, cu alt ministru, cu alt ministru și nemulțumit de fiecare. I-ar schimba pe toți de 20 de ori pe an dacă s-ar putea. Și tot nemulțumiți ar fi. Nu observați că spiritul acesta nemulțumirii se întețește. Se întețește. Copiii nu-s mulțumiți. Le faci o mâncare dimineața și dacă le faci la amiaza și caldă și mergi seara de la biserică să le mai dai, jumătate din ei nu mai mănâncă, că nu-i bună, că nu-i caldă, că nu-i făcut acum. Păi mă, copile, nu mă opun și o încălzez la microvelă. Nu-i bună, trebuie să fie proaspătă, nouă făcută. Du-te și comandă o pizza. Dar de ce? Că am mâncat pizza și de 2-3 zile, când am mâncat prima pizza. Pentru că e o generație în care asta e direcția, asta e învățătura, asta e duhul în care crește. Nemulțumiți. Se supără repede, suferă repede. Toți sunt ca și parele de cristal. Scrie pe ele mare, fragil, nici nu știi cum să te apropii de el. Dacă te apropii repede, plânge. Dacă vrei prea târziu, iară plânge. Nu știi cum să iei, cum să manipulezi, cum să-i folosești. Și zice aici Iuda, să avem grijă să nu lăsăm acest duh a răzvrătirii să pătrundă și în viața noastră. Dacă vrem să rămânem într-o părtășie armonioasă, în care credința să se poată manifesta și Dumnezeu să poată să ducă mântuirea. Deci pe lângă faptul că poate fi denaturată credința, putem să cădem în neascultare. Și să nu credeți că, dacă am dat câteva exemple despre copii, numai copiii pot. Putem să privim spre noi. Neascultarea o vedem și nu vreau să fiu așa înțeles greșit. Neascultarea o vedem și în părtășia noastră frățească când avem ceva de făcut. Când avem voturi. Când avem acea dărnicie la casa Domnului pentru bunul mers al casei Domnului. Acea sumă pe care trebuie să o dăm lunar de bani. Și acolo se vede că suntem de ascultători sau că suntem de răzvrătiți. Și în procentajul care suntem prezenți atunci când facem lucrări pentru bunul mers al nostru. Nu votăm nici primar, nici președinte, nici guvernator. Ci bunul mers al nostru ca să ne se poată vesti Evanghelia și să putem împreună să creștem la desăvârșire. Dacă și atunci cădem în neascultare, dacă și atunci bajocorim, dacă și atunci vorbim de rău, dacă și atunci ne socotim, să recitim acasă Epistola lui Iuda. Doamne, când am nesocotit ultima dată pe frații mei, pe surorile mele, pe cei ce sunt frați puși în Domnul în conducerea bisericii, când am nesocotit? Când am vorbit de rău, când am bajocorit? Când am râs de ultima predică? Când am râs de ultima cântare? Când am bajocorit pe băiatul sau pe tânărul sau pe tânăra care, știu eu, s-o pierdut gama la cântare, cu cântare și el prima cântare în biserică? Când am râs? Pentru că încet, încet în viața mea se poate dezvolta un duh de răzvrătire. Și zice Iuda, ăsta e al doilea lucru care vă poate denatura părtășia între voi, creșterea voastră în credință pentru a moșteni cerul. Și al treilea punct la care face apel Iuda este versetul 7. Tot așa Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor, care se dăduseră ca și ele la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veșnic. Și apoi trece în versetul 8 și face legătura între cele două cetăți și oamenii aceia care vin cu învățătura respectivă, cu gnosticii aceia. Și al treilea punct la care face aici referință Iuda este imoralitatea. Noi de cele mai multe ori când vorbim despre imoralitate, vorbim despre imoralitatea din afara noastră, adică din afara bisericii. Și arătăm cu degetul, de cele mai multe ori, exprimându-ne indignarea de ceea ce vedem în afară. Bă, uite ce fac ăștia! Și începem noi și povestim. Dar aș vrea în seara aceasta, în ceea ce spune Iuda, să ne uităm în interior. Pentru că ceea ce spune Iuda aici, fiți foarte atenți, și exemplele pe care le dă au de-a face cu interiorul, nu cu exteriorul. Oamenii aceștia au intrat în interior, imoralii aceștia, care au denaturat credința. Și au început din interior biserica să fie fărâmițată și părtășia ei să fie distrusă. Și cum am putea, sau ce am putea să spunem când vorbim despre imoralitate, să privim în interiorul bisericii? Libertinismul relațional. Sunt
ne ajung băieții, ne ajung fetele la vârsta la care pețesc, la vârsta la care caută. Cât de mult lărgim limitele ca părinți și cât de ușor reușim să le păstrăm. Și aș putea să spun mai multe, că am mult de-a face cu tinerii. Unele nu le pot spune că le știu de la mărturisie și n-am voie, dar fac un apel. Libertinismul acesta relațional despre care amintesc acum n-are de-a face cu cei afară. Are de-a face cu ce acceptăm noi între noi. Să ne doarmă ficiorii pe la fete sau fetele pe la ficiori sau să se treacă dintr-o relație în alta așa, fără niciun pardon, fără niciun iartă-mă, să se schimbe într-un an, doi, trei parteneri în relație. Eu nu zic că s-au ajuns la lucruri urâte, nu, dar devine o formă de manifestare, de trăire chestia asta. Și poate la un moment dat să degenereze în lucruri mult mai grave. Dar este o formă care ne arată cât de mult punem preț pe moralitate în vremea în care noi trăim ca și părinți, în vremea aceasta. Deschiși pentru libertinismul acesta relațional. Așa de ușor să ți se îndrăgostească fata la 16 ani, la 14 ani, la 13 ani. Nu vă supărați. Pot să vorbesc, am deja fete de 17 ani. Cel puțin până la vârsta asta am permis să vorbesc, mai departe nu mă duc. Mă pocăiesc, aștept. Dar până la 17 ani să nu poți să-i spui stop, să nu poți să-i spui, măi fată, dar tu încă ai școală, încă trebuie să te pocăiești, încă trebuie să primești Duhul Sfânt, încă trebuie să crești în credință, încă ai o grămadă de lucruri de făcut. Nu vă supărați pe mine. Doar fac o paranteză din ceea ce ne atenționează aici Iuda. Să fim atenți la imoralitate care în urmă cu 2000 de ani deja, prin forma aceasta de Evanghelie străină, pătrundea în biserica primară. La fel cum atunci încerca să pătrundă, încearcă și în vremea noastră. O altă problemă a imoralității, știți care este? Necultivarea roadei Duhului Sfânt. Necultivarea roadei Duhului Sfânt. Dacă citim Galateni 5 și ajungem la pasajul acela cu roadele, știți ce spune acolo cuvântul lui Dumnezeu, cu ce se termină? Ca și ultimă roadă. Înfrânarea poftelor. Ultima roadă, pomenită acolo în Galateni 5, ca și roada Duhului Sfânt, este înfrânarea poftelor. E momentul în care biserica nu mai cultivă roada Duhului Sfânt în mijlocul ei. Înfrânarea poftelor nu are cum să se manifeste, frați și surori. Înfrânarea poftelor nu vine din televizor. Înfrânarea poftelor nu poți învăța acasă pe de rost, cum înveți Tatăl nostru. Nu poți. Ne spune Biblia că este o roadă a Duhului Sfânt. Da, ajută crescutul într-un mod disciplinat, de copil mic până mare, să fii matur. Dar nu promite că o rezolvă 100%. Dar ceea ce spune acolo Biblia că rezolvă 100% este roada Duhului Sfânt. Poate rezolva înfrânarea poftelor. E momentul în care biserica devine concentrată doar pe mesaj, ascultați-mă bine, devine concentrată doar predica să fie de nota 10, devine concentrată doar cântarea să fie bună de pus pe Credo TV, devine concentrată doar rugăciunea să aibă un început, un sfârșit, pe partea estetică a mesajului, devine concentrată pe partea care izbește ochiul a mesajului și pierde ceea ce stă în spate, este acel cuvânt fără putere, despre care spune Apostolul Pavel la un moment dat. Când, de fapt, cuvântul nostru ar trebui să fie îmbrăcat de putere. Și care e puterea? Prezența Ungerii Duhului Sfânt. Ei, când această învățătură străină se manifesta în biserica primară, suna frumos, suna atractiv. Era ușor să te împaci cu lumea de afară, că erau evanghelii care nu-și cerea prea multe schimbare. Dar nu avea putere și când era vorba de imoralitate și de examenul imoralității, această nouă învățătură pierdea. Nu trecea examenul. Pentru că această nouă învățătură la imoralitate n-avea limite. Și nu citesc pasajele mai jos din Iuda care vorbesc despre oamenii aceștia ce făceau ei. Dar așa să ne întoarcem la noi. Trăim noi, trăiești tu, trăiesc eu. Acea evanghelie și acea credință care îmi transformă viața? Cum pot să evaluez aceasta în dreptul meu atunci când privesc la moralitatea din viața mea? Mă pot considera moral în vorbire. Moral până și în glumele pe care le mai spun, dacă le mai spun. Moral în relația cu soția. Moral în relația cu soțul. Moral în relația cu șeful de la lucru. Moral în relația cu autoritățile.
și apoi în cele din urmă moral, în relația cu marea instanță, cu Dumnezeul cel viu și adevărat. Zice Iuda, dacă reușim astea trei puncte să le avem, o credință vie, să fim ascultători și morali, atunci părtășia între noi are toate șansele să funcționeze. În momentul în care l-aud în aceste trei puncte, eșuăm în imoralitate, în neascultare sau răzvrătire, sau denaturăm credința, împărțindu-ne, segregându-ne, unii trebuie să facă, unii nu, obișnuindu-ne cu Dumnezeu, cu biserica și programul, în momentul acela părtășia între noi nu mai poate funcționa la nivelul la care trebuie să funcționeze. Dacă simți că în viața ta se întâmplă așa ceva, e vremea să ne pocăim. E vremea să ne pocăim. În vremea aceasta, chiar dacă afară vânturi se întețesc, nu uitați, avem un Dumnezeu care un cuvânt spune furtunii și furtuna stă și tace. Avem un Dumnezeu care un cuvânt spune valul lui și valul se liniștește. Dar ucenicii trebuie să fie în barcă. Dar ucenicii trebuie să fie toți în barcă. Toți în aceeași barcă. Amintiți-vă de faptele apostolilor 2, sfârșitul, începutul lucrarea Duhului Sfânt. Duhul vine, coboară între ei, se face minunea, dar la sfârșit apar roadele Duhului. Și știți ce cuvinte se repetă acolo în 2, la sfârșit, ultimele 3-4 versete? Toți, toți, toți la părtășie, toți la frângerea pâinii, toți împreună, toți un gând, toți un cuget, toți au vândut toate lucrurile și le-au pus toate de obște împreună, toți focalizați pe același scop, toți la același nivel moral, toți la același nivel de credință, toți la același nivel de slujire. Nu se simțea că unul trebuie să vândă mai mult și altul mai puțin. Adică se simțeau la nivel, la, toți împreună, la același nivel de implicați. Cred că ar trebui să ne reevaluăm în vremea aceasta, să nu ne mai tot uităm în afară la ce se întâmplă, ci să ne uităm ce se întâmplă înăuntru, să ne reevaluăm viața. Pentru că dacă vom reuși să ne punem din nou toți în barcă, dacă vom reuși să punem din nou toți mâna pe vâsle și să vâslim toți în aceeași direcție, putem să cerem de la Iisus Hristos în rugăciune orice și vom primi. Și varurile se vor liniști și marea va tăcea. Dar dacă nu o facem, s-ar putea să rămână încă pentru noi învățătură situația prin care trecem, până când unii dintre noi ne vom deștepta, ne vom trezi. Pentru că eu așa cred, eu așa nădăstuiesc că Dumnezeu nu rămâne fără oameni pe pământ. Până la urmă totuși cineva se trezește, până la urmă totuși cineva se ridică, până la urmă totuși cineva ia atitudine și se găsește să fie acel om care stă în spărtură. N-ai vrea în seara aceasta să fii tu? Pentru familia ta, pentru casa ta, pentru copiii tăi. Ești mulțumit de cât de mult Hristos e la tine în casă? Ești mulțumit, mulțumită de câtă rugăciune e la tine în casă? Poate că la unii s-au mai îmbunătățit în vremea aceasta. Ce-ar fi fost, n-ar fi venit deloc pandemie? Oare unde ne-am fi dus? Oare spre ce ne-am fi îndreptat? Poate că totuși nenorocirea asta de afară nu mai strâns împreună. Ne-au mai chemat la o citit de Biblie. Ne-au mai îndemnat la un verset împreună cu copiii sau cu familia rărgită. Poate că dacă ne uităm bine, în acești doi ani, poate au lucrat pentru viața noastră spirituală mult mai mult decât cei la 10 dinainte. Haideți să începem să vedem lucrurile prin perspectiva Scripturii și a ochilor lui Dumnezeu, nu tot timpul prin ochii lumii, că atunci, într-o zi, mai devreme sau mai târziu, vom deveni aceia după care ne uităm. Aduceți-vă aminte de Dina. Într-o zi a vrut să se uite după ceva și a ajuns în aceeași stare după fetele țării după care s-a uitat. Haideți noi să ne punem toată nădejdea în Hristos. Știți ce frumos termină versetele și mă apropiu de sfârșit? Versetele din Iuda, așa de frumos termină acest aspect, această problemă a bisericii primare și spune în versetul 17, zice acolo, așa de frumos zice Iuda, aduceți-vă aminte. Aduceți-vă aminte. Aduceți-vă aminte de vorbele vestite de apostoli. Ce înseamnă asta pentru noi? Să ne aducem aminte în vremuri tulburi, în vremuri în care nu știm ce se întâmplă, în vremuri confuze. Aduceți-vă aminte de Hristos. Aduceți-vă aminte de Evanghelie. Aduceți-vă aminte de Scripturi. Cerul și pământul va trece. Cuvintele mele, zice Hristos,
nu vor trece. Face un apel, Hristos, când trecem prin vremuri grele și ne spune, oameni buni, nu vă uitați doar la prezent, depănați-vă memoria, deschideți albumul din viața voastră de credință și treceți în revistă, filă cu filă, toate experiențele cu Dumnezeu. Amintește-ți cum a fost când te-ai botezat. Amintește-ți cum a fost când ai primit Duhul Sfânt. Amintește-ți cum a fost când Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea. Erai pe drum, nu știu unde, spre România sau în altă parte, mașina era să intre în șanț sau să se dea peste cap și nu s-a dat. Zice Dumnezeu, aduceți-vă aminte ce v-au învățat apostolii. Aduceți-vă aminte. De ce? E nevoie din nou credința să devină activă. Și după ce ne aducem aminte și este reactivată credința, zice, să continuăm mai departe și să ne zidim sufletește. Nu te poți zidi sufletește, frați și surori. Ascultați-mă bine iară ce vă spun. E spre sfârșit acum. Nu te poți zidi sufletește dacă nu e activată din nou credința noi. Dacă credința noi e denaturată, adică e îndoielnică, cu toate problemele prin care trecem, bă, nu mai știm ce să credem. Poate Domnul cu noi, nu-i Domnul cu noi. Până acolo ajungem, copilărești, dar până acolo ajungem. Ei, în momentul în care nu-i credință noi, nu putem să facem pasul 2 să ne zidim sufletește. Pentru că sufletește te zidești numai prin credință. Te uiți în cuvânt, îl citești, îl crezi și te zidești. Și zice apostolul, zice Iuda aici, întoarceți-vă și depănați-vă istoria cu Dumnezeu a vieții voastre, reactivați-vă credința, apoi începeți și zidiți-vă sufletește. Cum să ne zidim noi sufletește? Păi foarte bine, zice, reactivați rugăciunea în Duhul. Reactivați rugăciunea aceea în care știi că te rogi împreună cu Dumnezeu. Acea rugăciune nu poate fi decât după voia lui Dumnezeu. Ale tale uneori pot să fie mai copilărești. Ale tale uneori pot să fie îndreptate într-o direcție greșită. Ale tale pot să ceară uneori dorințe, aspirații, visări, ale noastre omenești, dar nu neapărat după voia lui Dumnezeu. Dar zice, reactivați rugăciunea în Duhul. Chemați din nou prezența lui Dumnezeu în viața voastră, încât să simțiți că vă rugați împreună cu Duhul. Pentru că Duhul știe ce să se roage, știe ce să ceară. Și apoi zice, continuați să trăiți în dragoste, continuați să așteptați și continuați să salvați ce se mai poate salva. Care e credința dată Sfinților, dată și pentru totdeauna? Că noi de multe ori o punem așa în fața noastră ca și o lozincă spirituală, sună de multe ori politică. Fraților, noi apărăm credința dată Sfinților pentru totdeauna. Care e aia? Este credința care nu denaturează, nu segregează, nu împarte, unii trebuie să facă, unii trebuie să facă, nu se obișnuiește, ci mulțumește lui Dumnezeu întotdeauna că-i har. Este credința care ascultă, chiar dacă batjocoritorii se mulțesc, chiar dacă unii ne socotesc, chiar dacă unii chiar de aproape nu țin pasul cu noi, iar rămâne acolo și ascultă mai departe. Este așa credință care, chiar dacă vin problemele, ea încare pe cineva de salvat, ea încare pentru cineva de rugat, ea are încă pe cineva să scoată din foc. Tu mai ai? Sau am ajuns în vremea aceasta să ne gândim numai la noi, să ne facem provizii, să ne umprem, știu eu, beciu sau garajul sau ce mai avem cu făină, că vine sfârșitul lumii, să ne cumpărăm lămpașe și lampe, că vine și pică curentul și vine nu știu ce? Sau scoatem oamenii încă din foc? Fraților, haideți să ne focalizăm pe lucrul la care am fost chemați. Oameni care să reprezinte pe Dumnezeu și oameni care să ducă mântuirea până la marginea pământului, într-o credință vie, într-o credință reală, în ascultare, în unitate, în dragoste, în pace. Domnul să ne binecuvinteze. Amin.